Zâmbesc de fiecare dată când mi se spune să aștept o secundă. Timpul pare generos cu cei cu care își măsoară forțele. E un partener de nădejde, dar și un concurent de temut. Timpul e meticulos, e calculat. Așa că în lupta cu el trebuie să fii la fel, fără greșeală. Avem un mare avantaj în fața lui. Nu suntem singuri. Suntem înconjurați de dragoste, de încredere, de prietenie. Sunt Robert Glință și voi nota pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Și nu, nu am o secundă de așteptat, ci întotdeauna una de câștigat.